Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vrancea au premiat astăzi elevii care s-au evidențiat în cadrul concursurilor sau olimpiadelor de limbi romanice. Festivitatea a avut loc în sala de ședințe a Inspectoratului. Este o onoare pentru noi să vă avem astăzi aici, într-o zi festivă, o zi în care premiem rezultatele voastre. Indiferent de rezultat, sunteți învingători. Este o olimpiadă pe care noi o apreciem foarte mult, Olimpiada de limbi romanice. Vor fi multe premii, rezultatele voastre sunt deosebite. Și de ce spun că această olimpiadă este deosebită? Pentru că ea nu înseamnă doar a învăța câteva fraze sau texte, cuvinte într-o anumită limbă, ce înseamnă și a descoperi o cultură, o civilizație nouă. Până la urmă, ăsta este viitorul. Probabil că în curând vizitele voastre în străinătate, în Europa și nu numai, vor fi cât se poate de dese. Vor deveni ceva obișnuit. Olimpiada nu este numai o competiție legată de rezultate, ci știu că este și o oportunitate de a lega prietenii. Sunt convinsă că ați legat multe prietenii, atât dumneavoastră, colegii noștri, domnii profesori, cât și voi, elevii. Dați-mi voie, dragi elevi, să mulțumesc din suflet, în primul rând, colegilor profesori, pentru că a pregăti un elev pentru olimpiadă înseamnă mult efort. Este mult peste ceea ce facem în timpul orelor de curs. Mă plec în fața efortului dumneavoastră, dragi colegi, pentru că știu că asta este voluntariat. În numele doamnei inspector, care din păcate nu a putut, din motive personale, n-a putut ajunge astăzi, împreună cu colega mea vom începe premierea copiilor. Vom începe, bineînțeles, cu Olimpiada Națională, unde am avut rezultate frumoase. Dar, din păcate, diplomele de la Olimpiada Națională nu au sosit, așa încât doar voi striga copiii participanți, premiile pe care le-au obținut. Am să-i rog să vină în față să-i vedem, pentru că rezultatele lor sunt deosebite. Urmând să invităm la loc și apoi vor veni pentru premierea la etapa județeană. Deci, premiile obținute la Olimpiada Națională, care a avut loc la Iași în perioada 26-30 aprilie, au fost pentru limba spaniolă, de la clasa a 11-a, de la Colegiul Național Spiru Haret, mențiune a Ministerului și premiu special pentru calitatea argumentării, Ghenuche Paula. Am să te rog să rămâi în fața aici și or să vină și colegii tăi. Ceilalți elevi care au făcut parte din lotul național sunt la clasa a 9-a de la Colegiul Național Bota și de la CEX Vrancea, Matei Denis Andrei, dacă este, nu este. De la clasa a 12-a, Liceul cu program sportiv și CEX Vrancea, Giușcă Marian Denis. Și clasa a 12-a, Colegiul Național Pedagogic și CEX. Felicitări tuturor! Mulțumim că ați ales să participați la Olimpiada și la concursul ortofrancez la limbi romanice. Vă felicităm pentru munca depusă, știm că nu este ușor. Felicităm și doamnele profesoare care au muncit cu voi și ale căror rezultate le culegem. Sperăm să ne vedem și în anii următori, tot în număr așa de mare, și astfel să
rămâneți cu acest drag de limba franceză și italiană, spaniolă. Vă mulțumim, vă felicităm! Doamna inspector! Mulțumim și eu personal, atât în calitate de inspector școlar general adjunct, cât mai ales de profesor de limba engleză. Pentru că știu ce înseamnă să muncești, să obții rezultate la o limbă străină, știu cât de nevoie, de multă nevoie avem de o limbă străină în actualul context geopolitic și nu numai. Și prin urmare, eforturile voastre, dragi elevi, fiți siguri că înseamnă un pas înainte către viitorul vostru. Prin urmare, trebuie să vă mulțumesc eu pentru că ne-ați dat o altă ocazie să sărbătorim excelența astăzi la Inspectoratul Școlar Județean, fiind premiera voastră, în urma atâtor concursuri și olimpiade în care ați dovedit că sunteți buni, sunteți foarte buni și avem convingerea că la anul veți fi cel puțin la fel de bun. Felicitări și mult succes elevilor de clasa 8-a și de clasa 12-a, nu mai sunt atât de mulți, că au fost premiați primii. Vă ținem pumnii și mult succes spre viitorul care vă așteaptă. Felicitări! Vă mulțumim tare mult pentru prezență, vă mulțumim că ați venit să vădă. Absolvenții de liceu pot obține ajutor de șomaj dacă nu își găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor. Ajutorul poate fi obținut indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de bacalaureat. Absolvenții de anul acesta sunt așteptați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, pentru a fi luați în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru a beneficia în condițiile legii de măsurile acordate de către instituția noastră. Peste 600 de misiuni au avut de soluționat pompierii vrânceni în luna mai. Cele mai multe, peste 400, au fost pentru acordarea ajutorului medical de către echipajele SMURD, dar au fost și foarte multe intervenții pentru stingerea unor incendii. Stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, asanarea terenurilor de muniție rămasă neexplodată, reprezintă doar câteva exemple dintre cele 674 de misiuni desfășurate de salvatorii vrânceni în decursul lunii mai. Astfel, echipajele SMURD au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat și transportarea la spital a persoanelor rănite ori cu probleme medicale în 436 de cazuri. Cele mai multe solicitări au fost preluate de paramedicii din cadrul detașamentului de pompieri Focșani, 199 de cazuri, urmând apoi secția de pompieri Adjud, 117 cazuri, stația de pompieri Panciu, 72 de cazuri și secția de pompieri Vidra, 48 de cazuri. De asemenea, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea a 52 de incendii, din care 20 la vegetație uscată, mărăciniș, vegetație erboasă înaltă și litieră și 32 la gospodăriile populației. Principalele cauze fiind instalații electrice defecte, foc deschis în spații deschise, fumatul, coș, burlan de fum, defect sau necurățat. Totodată, echipajele de descarcerare au intervenit în 7 misiuni pentru extragerea victimelor din autoturismele implicate în accidente rutiere. Concomitent cu misiunile desfășurate pentru stingerea incendiilor și acordarea asistenței medicale de urgență, pompierii militari au mai acționat în 16 situații privind asistența persoanelor, deblocări de uși, înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, asigurare sau supraveghere a zonelor pentru prevenirea situațiilor de urgență, 4 misiuni de sprijin la intervenție, 13 misiuni pirotehnice, 3 misiuni pentru salvarea animalelor din medii ostile vieții și 11 alte intervenții. Totodată au fost desfășurate 63 de activități de recunoaștere în teren și 5 exerciții cu forțe și mijloace în teren, care au vizat pregătirea și perfecționarea deprinderilor pentru executarea misiunilor. În 8 cazuri, echipajele pompierilor au fost întoarse din traseu. 13 deplasări s-au efectuat fără a mai fi necesară intervenția salvatorilor, iar 10 solicitări s-au dovedit a fi alarme false. De asemenea, serviciile voluntare pentru situații de urgență au intervenit independent și în cooperare cu serviciile profesionale
profesioniste pentru situații de urgență în 33 de cazuri. Pentru intervenția promptă la solicitările cetățenilor aflați în dificultate, salvatorii rămân la datorie. Dinamica evenimentelor din teren fiind atent monitorizată de Centrul Operațional pentru dispunerea imediată a măsurilor necesare optimizării misiunilor de răspuns și asigurarea cooperării permanente cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, cu operatorii de utilități publice, precum și cu serviciile voluntare sau private pentru situații de urgență. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în Situații de Urgență fipregătit.ro și aplicația de mobil DSU. Se arată într-un comunicat al Compartimentului Informare și Relații Publice al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Angel Salini al județului Vrancea. Registrul Auto Român va emite de la 1 decembrie 2024 deținătorilor de autovehicule certificatul RAR Autopass. Documentul va fi eliberat la vânzarea mașinii pentru a putea fi prezentat cumpărătorului și se adresează mașinilor deja înmatriculate în România. Certificatul va conține informații esențiale despre istoricul de accidente care au afectat sistemele de siguranță ale autoturismului. RAR Autopass va costa circa 50 de lei. Ceea ce privește RAR Autopass prin legea 142 din 2023 de anul trecut și prin normele de aplicare elaborate în anul acesta către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, putem spune că suntem în lucru cu această aplicație. La sfârșitul lunii mai, aplicația RAR Autopass va fi gata din punct de vedere al platformei, exact cum este prevăzut și în termenul legal, și va fi distribuită către toate entitățile care vor completa în această aplicație datele necesare eliberării certificatului RAR Autopass. Și aici mă refer la serviciurile ITP, servisuri stații ITP, ateliere pentru inspecții tahografice și de la producătorii de vehicule rutiere. Vrem pentru a putea fi colectate suficiente date astfel încât imaginea de ansamblu asupra unui vehicul să fie cât mai relevantă pentru cel care o cumpără, va fi nevoie de minim 6 luni pentru ca toate aceste entități să poată încarce datele din spate în aplicație. Iar prin urmare, începând cu 1 decembrie, RAR va elibera, conform legii, persoanele care vând un autovehicul certificatul RAR Autopass, astfel încât acesta să poată fi oferit cumpărătorului în momentul tranzacției. Ce va pot fi să obligatoriu spun? Sau opțional? Este prevăzut de lege ca acesta să fie pus la dispoziție cumpărătorului la momentul vânzării. Pot sfătui și este de bun augur ca și cumpărătorul să poată facă o verificare dacă este cu adevărat interesat, ca nu cumva, ca și acest certificat al Autopass, pentru că este posibil și acest lucru, urmarea eliberării de către Registrul Auto Român, vânzătorul, cum de altfel fraudează și kilometrajul sau știu, face tot felul de modificări pentru a vinde o mașină care nu este conformă în realitate, să verifice și el pe site-ul nostru, fără a veni cu mașina, fără a prezenta autovehiculul, doar online, bineînțeles, contra cost, estimăm la momentul actual ca și costuri de producție a aplicației, un tarif de circa 50 de lei pe care va trebui să-l plătească vânzătorul care va efectua tranzacția și chiar recomandarea noastră e ca și cumpărătorul să poată face o verificare dacă este interesat. Ce informații va conține certificatul RAR Autopass și de unde sunt colectate? Sunt colectate într-o primă fază de la momentul intrării mașinii în România, da? Exact. În certificat pot să spun că se vor regăsi date complexe despre istoricul mașinii respective, începând cu valoarea kilometrajului autometrului, până la numărul de identificare al autovehiculului, data și natura evenimentelor rutiere la care a fost implicat, detalii foarte importante, detalii despre avariile grave la sistemele de frânare și direcție, precum și tipurile de intervenții pe care vehiculul le-a avut, respectiv întreținere, reparație, actualizare soft și așa mai departe, deci, rechemări în serviciu. Foarte clar, domnule director, acest document, acest istoric digital va conține inclusiv reviziile făcute în serviciu, cele care sunt înregistrate. Cele care sunt făcute la serviciurile autorizate. Vor fi și situații, bineînțeles, puțin probabile, dar în momentul interogării aplicației să nu fie găsită nicio informație despre unui vehicul, iar RAR va elibera în momentul acela gratuit certificatul de negare.
RAR Autopass. Deci nu va fi taxat. Înscrierile la Festivalul Concurs Interjudețean de Muzică Populară Comara Vrancei, care se va desfășura la Năruja pe 30 iunie, sunt în plină desfășurare. Ultima zi de înscrieri este 21 iunie. Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, Primăria Năruja, Consiliul Local Năruja și Obștea Năruja organizează în data de 30 iunie 2024 Festivalul Concurs Interjudețean de Muzică Populară Comara Vrancei, ediția 40-a. Festivalul își propune stimularea interesului artiștilor amatori pentru păstrarea și punerea în valoare a creațiilor muzicale populare autentice, a purtului popular tradițional, precum și descoperirea și promovarea tinerelor talente. Înscrierile se fac pe adresa de e-mail a Centrului Cultural Vrancea, Centrul Cultural vne@gmail.com, până la data de 21 iunie 2024, ora 12. Datele de înscriere la concurs se pot descărca de pe site-ul instituției. Juriul festivalului concurs va fi format din președintele Lorena Oltean, jurnalist la Societatea Română de Radiodifuziune, interpretă de muzică tradițională și realizator emisiuni Radio România Antena Satelor. Membrii Valentin Marin, etnomuzicolog, manager al Radio România Antena Satelor, și Ileana Vieru, interpretă de romanță și realizatoare de emisiuni la Radio România Antena Satelor. Prezentatorul festivalului va fi îndrăgitul actor Sorin Francu, manager al Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani. Acompaniamentul concurenților va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Folclorii Țara Vrancei, sub bagheta dirijorului profesor Grigore Negură. Vă așteptăm cu mult drag la înscrieri, au transmis reprezentanții Centrului Cultural Vrancea. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 21 și 23 de grade, iar cele maxime între 32 și 34 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!